De astăzi, făgărășenii pot ridica cererile și pot depune actele pentru ajutoarele de încălzire. Formularele de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței sunt disponibile la Direcția de Asistență Socială Făgăraș din cartierul Tudor Vladimirescu. Ajutoarele pentru încălzire și suplimentul pentru energie se acordă în funcție de venitul mediu net pe lună pe membru de familie, respectiv al persoanei singure. Pentru a putea beneficia de ajutoare, cei care le solicită trebuie să aibă venituri maxime de 1.386 de lei pe membru de familie în cazul familiilor și de 2.053 de lei în cazul persoanelor singure, cu excepția ajutorului pentru energie termică, în cazul căruia compensarea se calculează în funcție de consum, valorile maxime ale celorlalte ajutoare, care pot fi acordate lunar și pe o perioadă de maxim 5 luni, sunt între 25 și 250 de lei pentru gaze naturale, între 50 și 500 de lei pentru energie electrică și la categoria lemne și butelii, între 32 și 320 de lei. Direcția de Asistență Socială Făgăraș informează făgărășenii că de astăzi, luni 9 octombrie 2023, se asigură distribuirea formularelor, precum și preluarea documentelor necesare acordării ajutorului pentru încălzirea locuințelor pe timpul sezonului rece. Cei interesați vor putea intra în poziția formularelor la sediul DAS zilnic, în intervalul orar 9-13. Ajutorul pentru încălzire se acordă pe perioada 1-11-2023 până în 31-3-2024, iar suplimentul pentru energie pe întreaga perioadă a anului. Consumatorii vulnerabili de energie vor beneficia, pe lângă ajutorul pentru încălzire și de supliment pentru energie, pentru acoperirea integrală sau a unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței. Cuantumul suplimentului pentru energie este de 30 de lei pe lună pentru consumul de energie electrică, 10 lei pe lună pentru consumul de gaze naturale, 10 lei pe lună pentru consumul de energie termică și 20 de lei pe lună pentru consumul de combustibili solizi sau petrolieri. Cei care solicită în continuare acordarea de ajutoare trebuie să țină cont însă și de bunurile pe care le dețin în proprietatea personală. Este vorba de bunuri mobile și imobile, depozite bancare, terenuri, animale sau păsări pe care trebuie să le declare și care pot duce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței. Formularele pentru ajutoarele de încălzire pot fi descărcate și online de pe site-ul www.dasfăgăraș.ro.